Bună pasă, foarte bună pasă lui Nedelcu. Boboc. Boboc a schimbat cu Marin, pasă greșită a lui Marin și să-l vedem acum pe Ioani dacă scoate mingea asta. Da, este Iredale, John Iredale. 6 sau 7 oameni. Bună pasă în adâncime. Bush și stopul. Ganea! Oh, ce fază face George Ganea. Excelentă pasă în adâncime, dar stopul este de mare finețe și apoi lobul ne arată un vârf de atac de mare talent. Foarte bună finalizarea. Învins Maynard Brewer, portarul lui Charlton, în Liga 3-a. De urmărit cine a dat pasa, să vedem dacă... Va... A, da, el este Ciobanu. Foarte bună reluarea. Priviți acest stop, excelent. Mingea îi rămâne la distanță de joc lui Ganea și apoi din drop îl lobează pe Maynard în meciul cu Irlanda, pierdut 2-1. O, greșește Ioani! O pasă a lui Ioani în piciorul adversarului, ratare mare. Și vine șutul lui Tighiu, un șut însă deviat, a întârziat, s-a pierdut momentul bun, dar iată-l pe Ciobanu din nou în interiorul careului, se întoarce pe partea închisă, centrează bine! Lovitură de cap a lui Câmpanu, centrarea cu stângul a lui Ciobanu, un pic prea sus, 3-4 cm prea sus. Nu este Nagiarin, oh! Ce bombă! Ar trebui să le valorificăm mai bine. Foarte frumos, excelent, Câmpanu. Șutează Câmpanu la prima bară, dar ce fentă de corp i-a făcut adversarului. În concentrare, deviat, atenție, lovitură de cap. Mingea a venit bine lui D'Agostino. Însă, reluarea cu capul a lăsat de dorit. Nicolas D'Agostino, jucător de 23 de ani, joacă la Perth Glory, Alex și D'Agostino, avertizați. Dacă centrarea minge care traversează careul și șutul, po, era un șut bun. Un șut bun al lui Tavi Popescu. Un șut care lovește în cap unul dintre adversari. Mingea se duce în corner. Ia să vedem. Nu o să ne dăm seama de aici. Dar cred că prindeați spațiul porții. Pleacă centrarea. O, bine, bine, bine așa. Nu, și este D'Agostino. Și suntem prinși. Suntem prinși, 2 contra 1. 2 contra 1. D'Agostino. Pasa lui D'Agostino. Excepțional efortul lui Pașcanu. Bună pasă, bună pasă. Ciobanu. Ciobanu. Hai să vedem șutul, da, dacă dădeai din prima. O bombă care se duce a campiona CFR. Vedem încă o dată ce șut al lui D'Agostino, șut tare. Eu l-aveam la telefon pe tatăl lui George Ganea, fostul internațional Ionel Ganea. Te salut, Ionel, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatul invitațiilor noastre. Da, Emil Gădinescu și Cosmin Băreanu sunt alături de mine în platou și discutam aici despre meci și în special despre faza golului lui George. Și dacă tot suntem aici, aș întreba și pe tine cum ai văzut, că mie mi s-a părut chiar o fază deosebită. Adică și pasa lui Ciobanu, preluarea, finalizarea, calmul pe care l-a avut George. Poate că ai văzut alte lucruri în plus față de ce comentam noi aici, că mă rog, ești un fost atacant pur sâni și atunci ai putea... să spunem, comentat și din alt punct de vedere această fază. Eu cred că el a gândit destul de bine faza și la fel și execuția. A ales-o foarte bună. Și modul în care pleacă practic în spatele atacantului. Da, deci avea observație interesantă, Emil, spunea că practic
Am mai lăsat mie să cad o dată după ce a făcut preluare, deși teoretic execuția e mai grea. Adică e mai greu de dat gol decât dacă ar fi dat practic în momentul în care mingea era în aer. Din punctul meu de vedere, el a gândit foarte bine, pentru că dacă el dă din, să zic, din mingea să fie mai ridicată, putea să rateze sau să lovească portar. Dar așa a avut o execuție și o gândire foarte bună. În rest, prestația lui cum ți-a părut? Adică, dincolo de această reușită care poate și aduce victoria României. Eu zic că a fost destul de bună. Nu îmi place că se cam relaxează așa după o reușită din asta și din punctul meu de vedere nu e normal la un atacant. Părerea mea că el încet, încet acum trebuie să-și propună să scrie și al doilea gol și al treilea. Putea să mai dea unul atunci când a trecut de portar, a ajuns în unghi. Da, e adevărat. Și a încercat acolo să finalizeze din unghi. Aici mai e un pic de lucru cu el la partea asta de dorință. Adică, nu, marchezi un gol și după aia să-ți dorești să marchezi și pe al doilea și pe al treilea. Așa, prestația României, colectiv, acum discutăm despre... Ce să zic, acum repriza a doua, nu știu, nu a fost așa reușit, adică cred că ne-am mulțumit cu acest 1-0 și eu cred că puteam să mai înscrie în goluri. Adversarul cum ți s-a părut ca nivel de joc, mă rog? Eu zic că destul de bun, nu? O agresivitate și la ei. Răutate, dorință, n-au avut, nu, așa să zic, adică nu le-am dat voie să scrie. Un lucru foarte bun. Jucători care ți-au plăcut, evident, lăsându-l la o parte pe George, de la noi mă interesează, care ți-au plăcut în mod deosebit. Mie mi-ar place să iasă în evidență așa cât mai mulți, sau dacă nu toată echipa. Pot să zic că Ciobanu a jucat destul de bine, apărarea a jucat iar foarte bine, deoarece n-am primit gol. Ai văzut faza aia lui Pașcanu când ne-au prins după cornerul la 2 contra 1? Da, au salvat, adică foarte bine, adică a spus că apărarea a jucat foarte bine. Faza aia exactă, pe comentariu Emil a spus că a alergat vreo 100 de metri, cam așa a fost, pentru că noi am avut corner și din cornerul nostru s-a născut acel contract. El a plecat din careul mic al celorlalți. Bun, în perspectiva Jocurilor Olimpice, băiatul tău se află într-o situație extrem de fericită din punctul meu de vedere, pentru că el activează la un club care este foarte deschis în a lăsa jucătorii la echipa națională pentru Jocurile Olimpice. Știm că nefiind dată FIFA, trebuie să apelezi la bunăvoința cluburilor și cum toți jucătorii își doresc să participe la Olimpiadă, practic Gane alături de Ciobanu, de Boboc, cine o mai fi de la viitorul, Dulca probabil, se află în situația asta extrem de fericită. Cum ți se pare, să spunem, momentul ăsta în care federația trebuie să meargă să negocieze cu cluburile, foarte multe cluburi refuză să dea jucători? Adică înțelegi? Este normal, pentru că toate federațiile din Europa sau din lume primesc o grămadă de bani de la UEFA și de la FIFA pentru jucătorii care pleacă la echipa națională. Și atunci și federația trebuie să plătească mai departe la cluburi. Păi da, dacă ei sunt de acord. Un club își pierde un jucător accidentându-se la acest turneu olimpic, da? Clubul plătește, nu plătește federația. Și eu cred că e normal ca federația să plătească. Da, eu am spus exact ceea ce susții tu, că ar trebui ca federația să dea bani anumitor, adică să creeze un fond. Păi nu, dar se dau bani. Ce bani? Se dau bani. Federația dă bani cluburilor care au jucători la echipa națională, inclusiv la campionatul european. Păi nu, cazul nostru. Eu spun extra pentru Olimpiadă. Pentru că aici... Bănuiesc că și la Olimpiadă același lucru. Cluburile care dau jucători la o astfel de competiție primesc niște bani. Să spunem că pentru acțiunea asta la amicalul cu Anglia, tu erai obligat să dai, chiar dacă federația nu ți-ar da bani prin... Da? Tu erai obligat să pui la dispoziție jucătorii. La Olimpiade nu ești obligat.
Și atunci trebuie să cointereseze un pic clubul, care și el a îngrenat într-o competiție, exact cum spune Ionel Ganea, să-i dai bani pentru că e o competiție care nu e prevăzută în calendarul, în calendarul FIFA. Numai că viitorul, vezi, Ionel, are altă strategie. Probabil se gândește că ducându-și acolo jucătorii și ei făcând... Le crește cota. Cum? Le crește cota. Le crește cota, exact. Da. Gica Hagi are o gândire foarte sănătoasă. Chiar am vorbit cu el înainte de... Adică la finalul campionatului. Și ce zici? Și el a subliniat acest lucru. Când jucătorul merge la echipa națională, atunci automatic crește cota. Am înțeles. Dacă tot ai vorbit cu Hagi, ți-a și spus dacă cum ce are de gând să revină pe bancă, să preia iarăși viitorul, care n-am sunt... N-am intrat așa profund în discuțiile astea. Măcar așa de curiozitate mă gândeam că te interesează dacă cumva el va reveni pe bancă și va fi din nou antrenor la viitorul. Mă gândesc că nu poate să stea departe de fenomen.